Ne-am cumpărat o mașină nouă sau second hand? Am uh, preluat un autoturism? Știm oare real cât consumă? Dacă ne uităm în cartea tehnică vom vedea un anumit consum la suta de kilometri în oraș și în afara orașului. Și ne facem cât de cât o idee și o medie a cam cât consumă o mașină. Dar cu vârsta mașinii, dacă urcăm la deal sau coborâm la vale, s-ar putea să avem surprize. Surprize din punct de vedere al faptului că nu mai bate ceea ce scria pe cartea tehnică a mașinii respective cu ceea ce cu adevărat se întâmplă în viața de zi cu zi. Așa că ar trebui să fim puțin atenți și responsabili când discutăm despre consumul de carburant real. Iar acest consum de carburant când este făcut în fabrică, este făcut pe o stradă care este dreaptă, fără semafoare, fără curbe, fără a sta prin orașe în tot felul de ambuteiaje, fără a merge în vale sau a merge în deal. Așa că ar trebui să înțelegem că de multe ori pe afară e și înăuntru e leopardul. Iar când discutăm despre acest lucru, nu știu, lăsarea unui cărucior de copil în porbagajul mașinii sau tot felul de produse care le a mai lăsat prin porbagaj și am uitat să le scoatem, înseamnă o îngreunare a autoturismului și înseamnă un consum de carburant în plus. Mergem uh, cu aerul condiționat mai mult, înseamnă un consum de carburant în plus. Și ca un, uh, așa, tip să-i spunem, în momentul în care ne urcăm în mașină, ar fi bine ca pe primii 10 metri să deschidem ambele geamuri, să se aerisească mașina, să ajungă la o temperatură mai joasă, fiindcă chiar dacă afară este frig, soarele creează acel efect de lupă și creează o temperatură în mașină, mai ales pe timpul verii care poate să ajungă la 70 sau 80 de grade. Din această perspectivă dăm drumul la aer condiționat, consumă foarte mult ca să aducă temperatura mai jos în mașină. Suntem puțin mai atenți cu carburantul, fiindcă până la urmă, dacă stăm și calculăm, mai ales cei care merg aproape zilnic cu mașina, și duc copiii la școală, și duc copiii la tenis, se duc la muncă sau vin de la muncă, ar trebui să înțeleagă fiecare litru de carburant înseamnă mulți bani, înseamnă aproape două pâini și ceva. Iar când discutăm despre o lună întreagă, ar trebui să fim de două ori mai responsabili. Și nu uitați, fiecare stație de carburant are alt preț, chiar dacă este sub egida acelui Brand, în fiecare stație s-ar putea să găsim prețuri diferite. Ne uităm la prețul de achiziție al carburantului. Ne uităm să avem anvelopele umflate, cum trebuie să nu avem tot felul de lucruri prin porbagaj sau prin mașină lăsate fiindcă îngreunează autoturismul și vom avea un consum de carburant crescut. Și comparăm înainte de a cumpăra un autoturism cât consumă media între urban și afară, dar cred că fiecare dintre noi utilizăm mașinile în preponderență în urban și atunci acel consum ar trebui să fim mai atenți și când luăm mașina în uh, drive test sau o luăm într-o încercare, ar trebui să vedem exact cât consumă, fiindcă s-ar putea să fie o surpriză mare între ceea ce scrie în carte cu ceea ce se întâmplă cu adevărat în trafic. Iar carburanții fiind diferiți, s-ar putea de la o stație sau la altă stație funcție de aditivi pe care au să crească sau să scadă consumul. Așa că să fim mai atenți și mai responsabili, mai ales în ziua de astăzi în care prețul galopant al carburantului este doar în sus, în niciun caz în jos, ceea ce înseamnă o gaură destul de mare în bugetul pe care îl avem fiecare dintre noi. Suntem mai atenți, suntem mai responsabili, cumpărăm carburantul care ne este dat de către producătorul autoturismului sau de către un serviciu de unde ne facem verificările, facem verificările la timp, suntem mai atenți, vom consuma mai puțin carburant, ne rămân mai mulți bani în buzunar și mai ales banii respectiv să nu uităm. Înseamnă timp și acel timp înseamnă timp petrecut cu familia, timp petrecut cu copiii, timp petrecut cu părinții, în loc să îl dăm pe țeava de eșapament. Suntem mai atenți, suntem mai responsabili.